Lăudați să fie Domnul! Amin. Frați și surori, este o bucurie în dimineața aceasta să fim împreună cu dumneavoastră și cea mai mare bucurie noastră este că vă găsim în casa lui Dumnezeu. Slavă, nu știu cum vi se pare dumneavoastră, dar mie mi se pare că cel mai frumos loc din lumea asta, cel mai deosebit loc din lumea asta, nu sunt locurile frumoase în care putem să ne relaxăm noi, trupurile acestea, ci cel mai frumos loc din lumea aceasta este casa lui Dumnezeu. Știți de ce? Nu că aici vin frați oaspeți doar, ci pentru că aici prezent împreună cu noi Iisus Hristos, lăudat să fie Domnul. Și știu sigur că în dimineața aceasta mulți dintre dumneavoastră ați venit cu problemele dumneavoastră, cu necazurile dumneavoastră, cu ceea cu ce vă confruntați dumneavoastră și sunt sigur că dimineața asta în rugăciunile dumneavoastră ați amintit lucrurile astea și Dumnezeu a luat aminte și zic, Doamne, rezolvă problemele noastre. Am citit textul acesta, s-a citit în dimineața aceasta despre un lucru pe care îl vedem la fiecare pas. Îl simțim la fiecare pas. Îl vedem în viața fiecăruia. Spunea cuvântul lui Dumnezeu să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Nu știu dacă ați observat, trăim o vreme în care lumea întreagă e tulburată. Dacă vă uitați la știri, ne tulburăm. Politica, după cum merge politica, ne tulburăm. Informațiile, zvonurile, lucrurile care se întâmplă în jurul nostru, toate astea ne tulbură. Ați observat că întrebările noastre cele mai multe în vremurile de astăzi sunt astea. Ce faci? Cum ești? Și care e răspunsul? Bine. Numai că tot mai mulți oameni sunt depresie, tot mai mulți oameni au necazuri, tot mai mulți oameni nu mai știu cum să iese la liman, tot mai mulți oameni sunt tulburați, tot mai mulți oameni sunt la medici, tot mai mulți oameni au probleme. Și noi spunem că suntem bine, dar vreau să vă spun că vremurile care le trăim, și poate dacă pot să spun așa, și societatea de multe ori ajută la asta și ne tulbură mintea noastră și inima noastră. Am observat la un moment dat, mai ales în pandemia în care ne aflăm, am observat la un moment dat oameni, după ce s-au uitat la știri, mi-aduc aminte de un primar, la un moment dat s-au uitat la știri și știți că de cele mai multe ori, unii au rămas la urgențe, la ATI, sunt probleme, nu respiră cum trebuie și omul ăsta s-a uitat și la un moment dat, uitându-se la știri, a început să îi se pare că nu mai are aer, nu mai poate respira. O strigă imediat pe soția lui, el se depărtase de Dumnezeu. Și-a strigat-o pe soția lui și i-a spus, te rog să vii aici să te rogi împreună cu mine. Să te rogi pentru că eu nu mai pot respira. Ceva s-a întâmplat, probabil că ești bolnav. Și soția i-a spus, nu tu te-ai depărtat de Dumnezeu, acum ai nevoie de El, da. Pune-te și te roagă aici, te ajut și eu. Ne rugăm și Dumnezeu poate rezolva problema. S-a pus să ruga toată noaptea, s-a întors când pe o parte și pe alta. Dimineața a urcat în mașină și a mers la Suceava, la spital. L-au întrebat medicii, ce ai pățit, omule? Și a spus, nu pot respira. N-am saturație. I-au făcut o consultație și a spus, omule, tu ești perfect sănătos, mergi înapoi acasă. Primarul se uită la medic și spune, chiar îți bine? Da. Din momentul ăla, nu mai avut nimic. Știi de ce? Pentru că de multe ori lăsăm Scriptura la o parte, lăsăm pe Dumnezeu la o parte și ne concentrăm pe ceea ce se întâmplă. La un moment dat am întâlnit un om care, zilele trecute m-am întâlnit undeva în Dumbrăveni și spunea în felul următor, omule, s-a atât de stresat că am auzit că pământul nu știu ce se întâmplă cu el, am auzit că nu știu ce fel de iarnă vine și am zis, omule, există un Dumnezeu care dirigează toate lucrurile. Și vreau să spun în dimineața asta în biserica Elim din Timișoara, Dumnezeul nostru dirigează toate lucrurile. El e pe tron și nu se întâmplă nimic mai mult decât ceea ce trebuie să se întâmple. Am întâmpinat, la un moment dat, am primit un telefon și spunea cineva, ai o știi pe sora cu tare? Și am zis că da, o știu. Știi că sora asta a fost bolnavă la un moment dat și singura ei dorință a fost și a spus la copii să nu cumva să mă duceți la spital. Dar bineînțeles că la un moment dat situația ei s-a agravat foarte tare. Și copiii s-au adunat și au spus, mamă, ar fi bine să chemăm ambulanța ca să mergi la spital totuși, că ești mai mare siguranță. Femeia aceea, așa de tare s-a tulburat, a făcut stop și a plecat la Domnul. Știi de ce? Pentru că lucrurile din lumea asta care se întâmplă ne tulbură. Lucrurile din lumea asta ne tulbură. Și acum ar vrea să vedem câteva lucruri care ne pot aduce tulburare în viața noastră. Și primul lucru care ne poate aduce tulburare nouă, ca și persoane, ca și membri în biserică, ca și biserică, sunt săgețile celui rău. Dacă vreți să afișați, nu știu dacă puteți să afișați, Psalmul 94, versetul 19, e un verset extraordinar și spune ceva deosebit. Când gânduri negre se frământă cu grămada în lăuntru meu, mângâierile tale îmi înviorează sufletul. Știți ce face vrăjmașul? Nu ne aduce un singur gând. Nu vi s-a întâmplat în viața dumneavoastră să nu vină doar o singură problemă deodată. Eu ca și familist m-am uitat de multe ori, e febră, copiii au febră, trebuie să mergi în misiune, trebuie să mergi la serviciu, dintr-o dată s-a întâmplat ceva la școală,
toate lucrurile dintr-o dată, apar gânduri negre și ne gândim, oare ce-o fi? Am întâmpinat oameni care stresați când au văzut că le-a ieșit un ganglion, gata, imediat, sigur e cancer, cred că sunt în ultima fază. Și imediat gândurile astea năvălesc în mintea noastră și nu mai știm cum să reacționăm, nu mai știm ce să facem. Ne gândim la un moment dat când am început să strănutăm un pic, când am început să tușim un pic, oare nu-s bolnav? Te uiți la lumea asta că cineva la vârsta pe care o am eu, la 34 de ani, Dumnezeu a rânduit să le ia acasă, că așa a rânduit, te gândești, oare nu se următorul? Și viața asta e o continuă tulburare. Și mai mult decât atât, vrăjmașul ne aduce săgeți la mintea noastră și ne tulbură cel mai mult în momentul când vrem să facem ceva pentru Dumnezeu. Nu vi s-a întâmplat vreodată în viață când vreți să veniți la biserică? V-ați trăit, ați terminat toate lucrurile și ați spus, seara asta vreau să merg la biserică. Nu vi s-a întâmplat să apară ceva, să vă tulbure vrăjmașul sau să trimite o săgeată și să nu mai poți ajunge la biserică? Nu vi s-a întâmplat când vă pregăteați de predică sau când vă pregăteați de timpul de rugăciune să se întâmple ceva? Nu vi s-a întâmplat ca în momentul când te pregătești să mergi în misiune, imediat să vină o săgeată a celui rău? Pa da, pentru că asta e treaba vrăjmașului, ca să ne tulbure. Mi-aduc aminte la un moment dat, mergeam în județul Iași, împreună cu Asociația Miros de Cer, pe care o avem și facem lucrare de ajutorare și banii din CD-uri, tot acolo merg. Eram în județul Iași. Și la un moment dat ne-am oprit la câteva porți, acolo câteva sate de oameni săraci. Sunt izolați, destul de izolați, n-au unde să muncească. Și ne-am pregătit acolo, ne-am dus cu alimente și cu tot ce trebuie, cu pampers pentru copii, familii numeroase, cu cartofi și cu altele. Și la un moment dat am oprit la poarta unei femei. Și a venit o persoană și a spus, mă, oameni buni, cine sunteți voi? Și a spus, noi suntem niște oameni care au venit în satul dumneavoastră ca să facem bine la oameni din sat. A, voi sunteți aia pe care îi caut eu de multă vreme. Dar eu m-am uitat la el și am întrebat, dar dumneavoastră cine sunteți? Lasă că o să aflați mai târziu cine sunt eu. O plecat cu mașina așa cu viteză cât o putut de mare și am plecat la un moment dat, am ajuns la alte familii și dintr-o dată am văzut că vine poliția și omul care a stat de vorbă s-a îmbrăcat în preot. Mi-am dat seama atunci cine. A venit poliția la mine și mi-a spus, omule, nu porți mască, nici tu și nici colegii tăi. Dați-ne buletinul și toți o să lasă amendă. Preotul așa de bucuros era. M-am uitat la polițist și am spus, domnul polițist, vă apreciez că vă faceți treaba. Dați-mi să vă explic ceva. N-ați vrea să mergeți cu mine la... Eram cu 5 busuri. N-ați vrea să mergeți cu mine să vă arăt ceva. Am descris primul bus și am spus... Uite, vezi, în primul bus ăsta sunt cartofi pentru oamenii din sat. Am închis. În ăsta sunt pampers pentru copiii dumneavoastră, nu pentru a mei, că și eu am acasă. Am închis al doilea bus. Aici sunt papuci, că vine iarna, pentru copiii dumneavoastră, nu pentru a noștri. Și le-am arătat ce era în toate busurile. Și am spus, acum dumneavoastră, dar vă spun sincer, așa tulburare a venit peste mine și peste colegii mei, parcă am fi vrut să mergem acasă înapoi. Și am spus, uitați-vă acum dumneavoastră ca și om matur, cântăriți. Ce am făcut greșit în asta? Dacă dumneavoastră considerați să-mi dați în momentul ăsta o amendă pentru o mască sau să mă lăsați să fac binele ăsta în continuare, bineînțeles, ne punem mască, nu-i nicio problemă, dar ajutați-ne să facem asta. S-a uitat polițistul și s-a îndreptat către preot. Și a spus, te rog să lași pe oamenii să-și facă treaba, că nu fac rău. La un moment dat, colegii mei nu știam cum să țin în frâu, că știți că așa de tare ne-am tulburat și am început să zic la preot și am spus, stați liniștiți. La un moment dat, preotul a spus, vreau să merg în tot satul cu voi. Am mers în tot satul cu noi și la prima casă, că nu era destul cât ne-o tulbura, la prima casă am mers și am spus așa, luați-le pachetele la ăștia, luați-le papuci și cartofi și toți, spuneți-le mulțumesc frumos, dar nu vă pocăiți. Și am mers mai departe. Aveam unul din colegi, abia îl țineam, să spun, dar eu îi spun ceva la prieteni, dați banii noștri, dar noi am investit, am lăsat familia, am lăsat timp. Și a spus, nu spune nimic. Dar așa de tare ne-am tulburat. La un moment dat, când s-a adunat mai multă lume, preotul a spus, vreau să am un cuvânt. Vreau aici, cât mai mulți oameni, vreau să fac eu o rugăciune. Colegii mei mă trăgeau de mână. Dar tu nu zici nimic? Deodată nu. De ce mă zici? Așa de tulburați și dezamăgiți erau toți. Preotul a făcut o rugăciune, le-a spus colegilor mei, stăm aici și ne rugăm împreună. Ne-a rugat împreună să terminat rugăciunea, am continuat activitatea. Bineînțeles, când avea ocazia, preotul ne spunea câte ceva. Și la final, când se terminăm toată lucrarea, s-au adunat peste 70-80 de persoane, oameni maturi și vreo 160 de copii. Acolo se adună lume extraordinar, mai ales când te vede că ești cu mașina. Le-am dus și ceva dulciuri. Și în momentul ăla, oamenii din sat, unii din ei au început să fie împotriva preotului. Eu când am văzut că erau discuții între ei, am luat pe copii. Nu există biserică în satele alea.
Și a zis, voi știți vreo cântare creștină? De cât venim noi aici, vă știți? Da, știm. Ce știți? Ai grijă, gură mică, ce vorbești. Extraordinar, se potrivește că ăștia acum să ceartă. Acum e moment să cântăm. Și am început să cântăm, ai grijă, gură mică, ce vorbești. Preotul s-a uitat, la un moment dat oamenii au spus, nu vezi copii, ăștia sunt copiii noștri. Nu vezi ce frumos cântă copiii noștri. I-am lăsat să cânte tot cântecelul ăla. Și unul din colegii mei a luat cuvântul așa. Aici e prezent părintele. Aici e prezent părintele și suntem prezenți și noi. Și terminăm activitatea de azi. Preotul a făcut o rugăciune undeva la mijlocul satului. N-ați vrea înainte de a pleca să facem și noi o rugăciune aici? Uite, avem aici un frate de-al nostru și o să fac o rugăciune. Și am început să mă rog. Și am spus, Doamne, binecuvintează preotul din sat, să direcționeze oamenii ăștia spre o cale dreaptă, binecuvintează primarul, oamenii care sunt săraci, oamenii care sunt bogați. Că am terminat rugăciunea, oamenii au plecat direct la preot și au zis așa, părinte, tu ai auzit ce rugăciune frumoasă s-a făcut azi? Și părintele a spus, da, toate rugăciunile sunt frumoase care s-au adresat la adresa lui Dumnezeu, toate rugăciunile sunt frumoase. Și în momentul ăla ne-am despărțit. Nu mai însoțit de alte ori. Dar vreau să vă spun în felul următor. În momentul când noi am vrut să facem ceva atât de mare tulburare, au putut să ne fac doar prezența unui om. Și până la urmă, toate lucrurile au fost frumoase, au fost bune. Pentru că i-am spus omului acel despre Dumnezeu și la toți oamenii. Le-am spus, noi nu vă chemăm la o religie, noi vă chemăm la un Dumnezeu viu, la un Dumnezeu adevărat. Să știți că în momentul când dumneavoastră veți vrea să faceți ceva, să știți că veți avea tulburare. În momentul când scoți mașina din garaj să te duci la cumpărături, nu ți se întâmplă nimic. Dar în momentul când vrei să te duci la o familie săracă, rămâi în mijlocul drumului, cum mi se întâmplă la săptămâna asta mie. Se întâmplă lucruri de astea și astea aduc tulburare. Dar vreau să spun, dincolo de toate lucrurile astea, noi avem un Dumnezeu care e cu noi. Noi avem un Dumnezeu care ne însoțește. Noi avem un Dumnezeu care ne dă biruință. Sunt săgeți care vin în viața noastră. Dar vreau să vă spun că Dumnezeu ne poate da biruință. Un al doilea lucru care ne poate aduce tulburare. Și să știți că poate pare banal, de adevărat. Vrăjmașul ne poate tulbura prin copiii noștri uneori. Vreau să vă întreb un cuvânt pe care l-am auzit la multe mame. Când vine soțul acasă, știți ce spune mama? Nu mai știu ce să mă fac cu ei. Cuvântul ăsta îl spune și mama care are 2 copii și cea care are 11. Nu mai știu ce să mă fac cu ei. În momentul când mă pregătesc să mă duc în slujire, mă sună soția de acasă și fiecare telefon pe care mi-l dă soția știu că ceva urmează de zis. Unul are temperatură, unul e răcit, unul a făcut laringită, și multe altele. Și ne tulburăm. Și nu putem dormi noaptea. Unul are colici și multe alte de genul ăsta. Mai mult decât atât. Ne cresc copiii și cu părere de rău, unii dintre noi în anturajul în care merg, lucrurile pe care le fac, ne tulbură. Au telefonul și toată ziua e pe el. Se răzvrătesc în momentul când îl trimit să facă un lucru, să aducă câteva lemne, mai nou peleți. În momentul când îl trimis pe o găleată cu apă, dacă trebuie, dacă mai are cum să o aducă, că avem 6 la îndemână, îți strântește ușa în nas, n-ai treabă cu mine. Îl întreb ce muzică asculți? E muzică creștină, numai că e în engleză și tu n-ai cum să o cunoști asta. Și când încolo, cine știe ce muzică? Și părinții noștri își pun întrebări și se tulbur. Oare ce o fi cu copilul meu? Și sunt sigur că și dumneavoastră, care sunteți prezenți în dimineața asta aici, sunt sigur că aveți întrebarea asta înaintea lui Dumnezeu. Oare ce o fi cu copilul meu? Și vreau să vă spun că Dumnezeu din copiii noștri trebuie și face să crească din copiii noștri evangheliști și zic, Doamne, dă cât mai mulți, să facă proroci și zic, Doamne, dă cât mai mulți, că e nevoie, să facă ingineri, doctor, Dumnezeu poate, dar știu că în spate părinții se tulbură, se stresează, se îngrijorează, oare ce-o fi? Și vreau să vă spun ceva, știți ce repede se prinde rău de copiii noștri? Mi-am trimis copiii la școală și la grădiniță și într-una din zile, cred că sunt 2 ani de atunci, cel mai mare copil al meu are 12 ani. Mi-a binecuvântat Dumnezeu cu 11 copii. Când a venit acasă, într-una din zile, parcă a avut în vorbă unul cu celălalt. Și a zis, tata, mi-a zis azi la școală și ceilalți care erau la grădiniță, mi-a zis la grădiniță că există Moș Nicolae. Și dacă ne pune papuci undeva acolo, există Moș Nicolae. Măi, copii, nu există așa. Tata, există, mi-a zis învățătoarea, cum nu? Și știi ce spun? Că urmează astea. Există. Nu știam cum să-i învăț pe copiii mei și m-am tulburat că eu i-am învățat cu totul altceva, că Dumnezeu există și acum există Moș Nicolae. Eu învățam cu totul altceva și copiii mei aveau o altă direcție. Și așa m-am supărat și m-am tulburat. Și a zis, oare cum să-i învăț o lecție? Și am spus așa, uite, facem o probă. Pregătiți-vă toți papucii. Mâine, pentru că mâine e sărbătoarea asta care spuneți voi, dacă există Moș Nicolae, mâncăm ce ne aduce el. Bucuroși copiii mei, chiar au crezut. Și-au așezat toți papucii și așteptau să vedem ce mâncăm a doua zi. Pe la ora 2 a venit unul dintre ei mici. Tata,
Dar ce mâncăm azi? Păi mai așteptăm un pic. Să vedem ce aduce Moș Nicolae, care a zis că există. Pe la ora 2:30 nu mai rezista, copiii mai mult nu rezistă. Tata, nu există Moș Nicolae. Hai să servim masa. Și am servit masa. Din momentul ăla, nici eu n-am mai fost tulburat, dar nici copiii mei nu mi-au amintit de Moș Nicolae. Și dacă ăștia mici amintesc ceva despre el, mi-au spus tata că nu există. Să știți că răul de foarte multe ori se lipește și asta ne tulbură. Dar vreau să vă spun că Dumnezeu, prin rugăciunea noastră, poate să schimbe inima unui copil. Noi de multe ori spunem, nu mai știm ce să ne mai facem. Singura soluție, uitați-vă la Ana din Sfânta Scriptură, i-a trasat direcția copilului ei, lui Samuel, i-a trasat direcția la copilul ăsta în momentul când a stat pe genunchi. Și omul ăla a fost extraordinar, a lucrat Dumnezeu într-un mod deosebit prin el, pentru că o mamă a stat pe genunchi și a spus, Doamne, eu ți-l închin ție, știu că aveți copii, că Dumnezeu vi-a dăruit. Dar vreau să vă spun că noi trebuie să-i aducem înaintea lui Dumnezeu. Să știți când? În momentul când sunt mici, în momentul când i-am adus pe lume, noi trebuie să-i aducem înaintea lui Dumnezeu, ca să nu mai fim tulburați. Mai există o problemă, mai există un lucru care ne îngrijorează. Vă spuneam că săgețile celor rău ne tulbură, vă spuneam că uneori suntem tulburați prin copiii noștri și ne mai tulbură ceva. Îngrijorarea. Sfânta Scriptură în Filipeni, capitolul 4, versetul 6 și 7, spune să nu ne îngrijorăm de nimic, să chemăm pe Dumnezeu, să cerem în toate lucrurile, să cerem pe Dumnezeu și la un moment dat spune cuvântul Domnului așa, și pacea lui Dumnezeu, ascultați versetul 7, și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Nu vă îngrijorați, pentru că nu e asta o soluție. Pentru că am văzut foarte mulți oameni că se îngrijorează de toate problemele care se întâmplă în jurul lor. Am întâmpinat oameni care s-au îngrijorat din cauza lipsurilor. Am întâmpinat oameni care au trăit la limită. Eram undeva într-o familie, la un moment dat, o familie cu 7 copii. Acum le vine și al 8-lea copil. Și la un moment dat am intrat în casa aceea. M-am uitat la ei. N-aveau curent electric. Aveau pământ pe jos. Aveau o casă care se dărâma pe ei. Și m-am uitat și am întrebat pe mama aceea. Spune-mi, ce ai făcut de mâncare la copii? Și mi-a spus așa, frate, ultima mâncare care am făcut-o, am făcut-o din câțiva cartofi, nu mai rețin exact, ori 3, ori 5 cartofi, spunea că au avut. Și am întrebat, și ce ați făcut din cartofii ăștia ca să fie eficienți? Pentru că erau 7 copii, îi mama, 8-lea, îi tata, 9, și era și o bunică. 10 persoane din câțiva cartofi. Ce ați făcut? Și-a spus, frate, ca să fie cât mai eficient, din cartofii ăștia puțini, am făcut o ciorbă de cartofi. Și am zis, foarte bine, și ați avut carne la ciorbă? Și-a spus, n-am avut. Și ascultați vorbele la mama asta. Spunea, frate, casa mea nu-i casă de friptură. La noi e sărbătoare când e friptură. Și-a întrebat, bun, atunci când ați mâncat ultima dată friptură? Și-a spus, data trecută, acum aproximativ 2 luni de zile când ați venit dumneavoastră și ne-ați adus ceva carne, atunci a fost friptură. De atunci încoace nu a mai fost. M-am uitat că avea 3 copii cu sticlă. Și m-am uitat în sticluțile alea, m-aș fi așteptat să fie lapte. Dar era apă. Și-a întrebat, dacă cu sticlele astea ce-s? Și-a spus, că astea sticlele la copii. Și de ce n-aveți lapte în ele? Și-a spus, frate, n-am avut azi bani de lapte. Copiii azi au băut apă. Și nici zahăr măcar să pun în apa asta n-am avut. Și am întrebat, cum e inima ta ca și mamă? Și ce mi-a spus? Mă îngrijorez, mă tulbur și nu știu ce să fac. Nu știu ce să fac. Am întâmpinat zile trecute, mamă m-a sunat la telefon și mi-a spus, era destul de târziu, noaptea. Și mi-a spus, frate, sunt îngrijorată că n-au mâncat nici copiii mei azi. Și am pus la somn așa, n-ați vrea să veniți până la mine. M-am uitat la ceas, era destul de târziu, era aproape miezul nopții. Și am zis că eu o să vin mâine dimineață, că n-am cum să, că am și eu familia mea. Când m-am dus a doua zi, am ajuns în jurul orei 14 și am dus niște alimente. Și am întrebat, unde-s copiii? I-am pus să doarmă. Și am zis, de ce ai pus să doarmă? Zic, frate, n-am mai suportat să-mi zică copiii că vor mâncare, că le e foame. Și să n-am ce să le dau. N-am mai putut să mai suport asta în inima mea. M-am dus și am lăsat niște alimente acolo. Și am întrebat-o, a fost vreodată când v-ați culcat flămânzi? Și ascultați, și asta m-a durut tare. Zic că da, ultima dată a fost aseară, când nu v-am sunat degeaba.
Dar unii oameni sunt îngrijorați că n-au ce să pună pe masă. Am întâmplat familii care nu au mâncat pâine de 2 săptămâni. Și astea se le întâmplă în fiecare zi pe teren. Oameni buni, ne tulbură uneori, ne îngrijorează. E o problemă când te îngrijorezi că n-ai ce să pui pe masă la copii. Dar știți unde e cea mai mare problemă? Când noi avem și mașină, avem și casă, avem și sănătate și tot ne îngrijorăm. Atunci e problema. E bine să ne îngrijim de lucrurile din lumea asta, dar să nu ne îngrijorăm, pentru că Dumnezeul nostru e un Dumnezeu care poartă de grijă. Cei care ați avut familii numeroase, cei care ați trecut prin necaz, cei care ați trecut prin probleme, vreau să vă întreb, a fost Dumnezeu cu dumneavoastră? Lăudați să fie numele lui Dumnezeu. Ăsta e Dumnezeul nostru, care nu ne părăsește niciodată. Spune cuvântul lui Dumnezeu să nu ne temem. În Isaia, în capitolul 41, cu versetul 10, nu te teme, căci eu sunt cu tine. Oameni buni, nu se merită să ne îngrijorăm, pentru că oricum nu rezolvăm nimic. Dar îngrijorarea trebuie să recunoaștem că ne aduce tulburare. Și în ultimul rând, un lucru care mai aduce tulburare și îl avem în bisericile noastre și nu ne lipsește, din păcate. Ultimul lucru care ne aduce tulburare e invidia. Iacov, capitolul 3, versetul 16, ascultați ce spune acolo. Unde este pismă și duh de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Căci acolo unde este pismă și duh de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Ați întâmpinat oameni care sunt tulburați din cauza invidiei? Da. Am întâmpinat foarte mulți. Îți bucuroși când cumpără o mașină nouă, dar în momentul când au văzut că în parcare a apărut încă o mașină ca a lui, e disperat. E bucuros când și-a cumpărat un telefon, ultimul model, îl ai? Nu-l am, las că l-am eu. Și e bucuros. Când și-a mai luat încă 2-3, vrea să-l vândă sau să scape de el. Dacă sparge display, e extraordinar de bine. Am întâmpinat oameni care, la un moment dat, socrul meu lucrează la Termopane. Și la un moment dat s-a dus la cineva și a dus o ușă foarte scumpă și a montat-o. În momentul ce monta, spunea, oprește un pic. Ai mai văzut, ai mai montat aici în satul nostru, ai mai montat vreo ușă de genul ăsta? Și socrul meu a spus, din când montez eu, n-am montat așa ceva. E bun, atunci continuă. O continuat, o montat ușa. După 2 ani de zile, îl cheamă pe socrul meu și spune așa, lucrează la Optimedia, socrul meu. Scoate ușa de aici și vreau să o mut la garaj. Și socrul meu spune, de ce, oameni, ce s-a întâmplat? Scoate de aici ușa și mut-o la garaj. Dar de ce? Și-a mai pus cineva în sat ușă ca mea. Pentru că unii oameni, din cauza invidiei, că nu suportă ca alții să aibă cât ei, îs tulburați și toată ziua să gândească cum să facă să rezolve lucrurile. Uitați-vă în Sfânta Scriptură că Irod, spune Sfânta Scriptură, că în momentul când a aflat că s-a născut Iisus Hristos, un alt împărat, s-a tulburat și împreună cu el, dacă s-ar fi tulburat doar el, o tulburat întreg norodul. Oameni buni, uitați-vă la fiul mare, la fratele fiului risipitor, în momentul când a văzut că tata l-a primit pe fiul risipitor, ați observat ce s-a întâmplat? S-a tulburat. Dar care e soluția? Și cu asta închei. Știți care e soluția? În momentul când vrăjmașul ne aduce săgeți arzătoare, când ne tulbură prin diferite metode, să acceptăm în viața noastră soluția lui Dumnezeu, pentru că soluția lui Dumnezeu e cea mai bună. Naaman, la un moment dat, avea nevoie de vindecare și până nu a acceptat soluția lui Dumnezeu, nu a avut rezolvare. Frați și surori, să nu ne tulburăm, să nu ne îngrijorăm. Dumnezeul nostru este cu noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin. 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 Haideți să ne ridicăm, pentru că timpul este deja fără 25, și să avem un moment de rugăciune în care să aducem înaintea Domnului mulțumirea pentru părtășia din această dimineață.